Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi o să facem magiun de prune 100% natural, fără conservanți, fără aditivi alimentari, fără zahăr adăugat. Și o să avem nevoie doar de un singur ingredient și acestea sunt prune proaspete românești din grădina bunicii mele, netratate chimic. Și pentru magiunul de prune o să avem nevoie de prune aromate, bine coapte, dulci. La noi în Moldova li se spun perje. Noi din acestea facem magiunul. Îl facem din generații în generații. Și o să luăm prunele, le spălăm, le curățăm de sâmburi și de codițe, apoi le punem într-o oală la foc mediu, amestecând din când în când până când începe să fiarbă. Magiunul trebuie doar să bolborosească și focul trebuie să fie mic. Eu am fiert aproape 3 ore magiunul pentru o consistență suficient de groasă și și-a păstrat o culoare rubinie. Când este gata, magiunul fierbinte se toarnă în borcanele fierbinți sterilizate, așezate pe un fund de lemn. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. Vă aștept cu mare drag să vă înscrieți la canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, dacă încă nu v-ați înscris, și să activați clopoțelul ca să fiți la curent când public noi rețete. Și ne vedem cu următoarea rețetă. Vă pup dulce pe toți și să aveți o zi frumoasă. La revedere!